Vreau să demonstrez prin această demonstrație că la fiecare culoare există câte o semnificație. Punctul care vreau eu să-l arăt copiilor este faptul când Dumnezeu l-a adus pe Fiul Său, Iisus Hristos. El ne-a făcut din femeie, l-a născut din femeie, dar și din Dumnezeu. Nu sunt deloc stresat pentru că știu că Dumnezeu va vorbi prin mine. Cel mai greu moment din viața mea a fost momentul în care l-am pierdut pe tatăl meu. Într-o zi, tatăl meu venea de la serviciu, chiar după ziua fratelui meu, și nu a fost atent. L-a salutat pe unul dintre frații păstori care venea de la biserică. El era în mașină, dar nu a știut că din față venea un tir. Acel tir l-a lovit așa de tare că inima lui nu a mai putut suporta tot ce i s-a întâmplat lui. Tatăl meu a fost dus repede la spital și nu i s-a verificat ce este venit. L-au electrocutat, au folosit electroșocul ca să vadă cât de stabil este. Dar acest lucru l-a ucis. Loșu, cine știe ce semnifică? Cu toții când vă uitați la această culoare, cu toții ziceți sânge, normal. Văd un sentiment profund de admirație, pasiune, dragoste. Roșu semnifică omul. Omul care este trecător, care suferă, care iubește. A doua culoare. Cer. Pe cine reprezintă? Pe Dumnezeu. Dumnezeu este ca apa, ca oceanul. Dumnezeu este plin de mister. Este frumos, este blând, dar este și periculos. Deși tatăl meu natural nu este pe această lume, nu m-a împiedicat să îmi renunț la credința mea. Eu am început să merg mai tare la biserică, am început să-L cunosc pe Dumnezeu, că știu că într-o zi voi fi în cer cu El și cu tatăl meu real. Wow! Mov! Cum am obținut această culoare? Am împreunat albastru și roșu. Dumnezeu și om. Ce semnifică? Mov le reprezintă pe Iisus Hristos. A suferit. A fost rănit. Pentru asta este 100% om. Dar și pentru minunile care le-a făcut El, este și 100% Dumnezeu. Sunt la fel ca El. Am suferit, am iubit, dar în același timp sunt foarte diferit de El. Mulțumesc! God's thoughts are like light, coming from heaven in lines that are perfectly straight and correct. Our thoughts are like smoke from a chimney, cloudy, frustrated, swirling around in the wind. His patient struggle to communicate with us is a glory revealed in this world. God loves us. He chooses to come and be with us.